astăzi în ședința ordinară, prin dispoziția domnului primar numărul 478 din 8-a 12-a 2016. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți toți, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul ordinii de zi. După cum știți, pe ordinea de zi avem 5 proiecte astăzi, după cum urmează. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. După cum știți, din 3-3 luni trebuie ales un nou președinte de ședință din rândul noastră. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvență a unor debitori. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Diverse, la punctul 5. Cine este pentru proiectul ordinii de zi? Domnul Mănuitan. Întreb, procesul verbal. L-ați consultat, aveți obiecții? Dacă nu, spune la vot, cine este pentru? Bani, nu vă duc. Cine? Potrivă? La punctul de viață am precizat că la Vrânceni, în satul Vrânceni, este șanțul colmatat. Nu-i trecut. Al doilea motiv este, nu m-am născut nici el, nici alaltă, ca să spun aberația asta. Am observat că la trecerea de la Ronda spre Balasieră este o barieră. Nici de cum nu este barieră. Trebuie să da. Asta era observația, puteam consemna și nu se... Nu. Da. Nici o problemă. Și nu vreți să-l modificăm? Nu. Nici o problemă. Deci 14 voturi pentru și 1 potrivă. Pentru alegerea președintelui ședință, vă rog să faceți propuneri. Am eu o propunere. Propun, fiind ca președinte, pe domnul consilier Matieu. Alte propuneri? Nu, atunci spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Matieu. 14 voturi pentru și abținere domnul Matieu. Președinte ședință, domnul votare 3 luni. Domnul președinte, vă rog să lăsați. Începem de la proiectul numărul 2. Da. Avizile de la comisii. Deci, discutăm proiectul numărul 2, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017. De la Comisia Economică există aviz favorabil, de la Comisia Juridică nefavorabil. Păi și atunci, da, și de la Comisia de Cultură, favorabil. Conform regulamentului de organizare funcționare a Consiliului Local, având în vedere că Comisia Juridică nu și-a dat aviz favorabil, nu intră pe ordinea de zi. Da, intră pe are cu și azi, că două, doi, da, da, doi kilograme la unul, corect. Și atunci mergem spre... La dezbatere. La dezbatere, da. Deci, proiectul de dezbatere. Nu scrie la cuvânt. Da, deci, cine s-a scris la cuvânt privind dezbaterea proiectului în impozitul taxe locale? Să scrie cineva? Da. Da. Altcineva? Domnul Durand. Bine. S-a mai scris cineva?
Nu, dacă nu s-a mai scris nimeni, dăm cuvântul domnului consilier Dulea. Deci, nu vreau să vă rețin mult discutând în marginea proiectului de hotărâre. Eu, în cadrul Comisiei Economice, am venit sub o propunere vis-a-vis de cote, atâta vreau să discut, în rest, sunt de acord cu ceea ce înseamnă taxe și impozite locale. Eu la impozitul pe clădiri, rezidențiale și clădiri anexe, într-adevăr, sunt măririle și bugetul structurat ca și cotă de impozitare propus de mine în perioada cât am fost primar anul trecut și în speță am mers pe o mărire de 0,2%. În urma criticilor și reproșilor pe care le-am avut de la cetățeni, de la mulți dintre dumneavoastră, care au spus că eu am mărit taxele și impozitele locale, am venit cu această propunere de a le micșora la 1,2% cota de impozitare la impozit pe clădiri rezidențiale, clădiri anexe. Dar poate dumneavoastră ați mărit Consiliul Local? Consiliul Local, dar am venit cu propunerea, am spus clar. Și aș vrea să fac o precizare pentru toți ceilalți care bănesc o să voteze proiectul de hotărâre. Ca să aveți o imagine, deci cota de la 0,8 la 0,2, diferența care se impune unui cetățean, deci da, cel care a plătit cu la cota de 0,8 10 lei, la cota de 0,2% plătește 24 de lei. Deci, procentual este o mărire cam de 100, nu mai bine, cam de 2,4%, de 2 ori și ceva. Eu mi-o asum pentru ceea ce am făcut și poate pentru propunerea care am putut și poate mi-am luat, cum se spune așa, papara. Asta a fost. Astăzi chiar o să văd poziția multora din cei care au spus că eu am mărit taxele și impozitele locale. Să vedem astăzi cum o să voteze și o să-i vadă toată lumea și dacă se țin de cuvânt când am spus că vor micșora taxele și taxele locale. Am văzut unele micșorări vis-a-vis de autorizații la societăți, codul fiscal lasă această libertate de a nu fi taxe locale. Codul local putea să impună, codul fiscal dădea și posibilitatea de a nu se pune și. Dar e un lucru bun. Acea reducere la poliția locală, într-adevăr, o să vină cu o micșorare de buget. Dar eu vă spun că dacă totuși ați promis cetățenilor că veți micșora taxele, micșorați-le ca cetățeanul să simtă. Nu 10-15 lei, una cu alta duce media per rol, zic eu, în calculul meu, nu știu exact chiar totul, dar oricum, dumneavoastră veți decide, eu rămân constant pe 1,2%, care am spus-o, nu știu dacă cred că nu este ca propunere dumneavoastră, vă gândiți la ea, în alte condiții o să mă abțin la taxele locale, pentru că am realizat că cetățeanul, eu am greșit odată, am vrut să repar acea greșeală, și am realizat că cetățenii ne mai trebuie să ne gândim și la ei. Mai facem lucruri și în folosul lor. Asta este propunerea mea. Am vrut să repar ceea ce am stricat. Nu se poate, mergem în continuare pe aceeași taxă, nu este nicio problemă. Dar astăzi o să mă bucur și o să... Chiar este și filmat, dar o să fac o mediatizare a ședinței de astăzi către mulți cetățeni vis-a-vis impozite și taxe locale. Pentru că unii din astăzi în campanie ați promis micșorarea taxelor, că eu le-am mărit foarte mult. Acum vreau să văd de ce nu sunteți de acord să le micșorați. Codele care sunt, eu vă spun una cu alta, da, într-adevăr, aduceau un deficit de vreo 2 miliarde, 400 de miliarde, 500 de așa mare, dacă se micșorau la ceea ce am gândit eu, codele și taxele locale. Și la impozitul pentru clădiri nerezidențiale,
și la persoane fizice. Deci, ca să avem o idee, la 1 miliard de lei valoarea impozabilă, se plăteau 13 milioane, în condiții în care propunerea care am venit-o cu, de la 0,2% la 0,7%, se plătea 7 milioane. Deci eram undeva 6 milioane mai jos, la 1 miliard valoare impozabilă. Ei, ori dumneavoastră astăzi veți decide. De la 0,2 la 1,3, deci gândiți-vă că e de 6 ori mărire. Acum o să vedeți ce aprobați, cum aprobați și în folosul cui. Și comunității trebuie bani, într-adevăr. O primărie nu poate supraviețui fără bani, nu poate să realizeze nimic. Asta este opinia mea și de-aia am zis-o, pentru că dacă am fost condamnat că am greșit, am vrut să repar ceea ce am greșit. Să vin cu o propunere. Dacă nu se face, nicio problemă. Cei care vor, eu am spus că mă voi abține la acest proiect de hotărâre la taxe locale, deci nu sunt împotriva lui, dar principiul pentru care m-a atins este cel care vi l-am spus. Am fost acuzat și blamat că am mărit taxele foarte mult în Comuna Căiuț, iar acum am vrut să revin la ceea ce am spune că am greșit. Dumneavoastră, deci, cei care ați spus că am mărit taxele fără de, decide dacă le mențineți la fel de mari sau vă veți respecta promisiunea care ați făcut-o în rândul cetățenilor vis-a-vis aceste taxe. Mulțumesc. Dacă vreți să repetați în grabă, deci propunerea noastră este la primul punct, impozit pentru clădiri rezidențiale, să fie cât? V-am zis 1,2% și 0,07%. Nu-i părit 1,2%? 0,12%. Da, v-am pus da, 0,12%. Așa, iar la punctul 2, dincolo 0,07%. Da? Da. Corect. Ăsta e punctul meu de vedere. Dumneavoastră, dar v-am zis, eu nu sunt potriva taxelor și impozitelor de dovadă că nu o să votez împotriva, o să mă abțin. Pentru că... Bun. Dau cuvântul domnului consilier Orten. Nimeni. Din stat, eu cred că nimeni nu poate fi împotriva taxelor și impozitelor. O comună trebuie să aibă cu ce merge înainte. Trebuie să o privim ca pe o căruță. S-au făcut discuții în afara ședinței. Multiple. Să fac acum așa discuții și să spunem, să vorbește despre procente și despre cifre urmate de cuvântul de ori, de atâția ori. Domnilor, eu nu pentru dumneavoastră, și nu pentru faptul că ăsta ar fi platou cinematografic, că se filmează și că ne văd concetățenii noștri. E o diferență mare de la a spune de 2,4 ori, că se mărește ceva cu 2,4 ori, și foarte mare dacă se mărește cu 2,4%. Asta e o chestie de aritmetică pură, antică, că veche, de zâmbă. Faptul că acum o parte dintre noi și marea majoritate a concetățenilor noștri și marea majoritate a proprietarilor de societăți, persoane juridice, care sunt supuse impozitării și taxelor, provine de vaitele respective și nemulțumirile, provin dintr-un lucru aprobat în anii precedenți. Mă refer la anul precedent, anul trecut. Trebuie să luăm în calcul diferența de impozitare pentru anul 2016 față de ce a fost în anul 2015. Prin adoptarea unui nou cod fiscal, diferența a fost foarte mare și impactul a fost foarte mare pentru cetățean, pentru cel impozitat, prin faptul că actualul cod fiscal pentru care s-a calculat pentru anul trecut și recte pentru care calculăm și pentru anul ăsta, plaja este foarte permisivă și foarte mare. Deci apăsarea și împovărarea pentru cel impozitat este mai mare. Faptul că în anul 2015. Eu am asistat la acea ședință când s-a discutat impozitarea
Faptul că domnul Matei nu se înscrie acum la cuvânt, nu știu de ce n-a făcut-o, probabil consideră că am eu ținere de minte, apreciez acel lucru. A fost acuzat dumneavoastră cum că aș fi mărit cu 0,5%. Domnule! Aceeași precizare, Matei Laurențiu. Laurențiu, da, Laurențiu. Da. Păi nu era dumneavoastră atunci, da, atunci, lumea nu știe. Dumnealui, impactul propunerii lui domnul Laurent Matei atunci s-a făcut propagandă multă, că dumneavoastră i-a mărit. Nu e adevărat. Ăla 0,5% nu înseamnă nimic. De la 0,2 la 0,8, aia a dat de 2,4 ori majorarea, care este greu de suportat. Iar acum este foarte adevărat, dacă vrem ca și căruța să meargă în față, n-avem cum să sărim noi, să facem un pas, o scădere masivă. Dar trebuie, ea trebuie făcută. Și faptul că ați venit astăzi cu un proiect, deci nu luați drept critică, am văzut bunele intenții. Dăm 0,5%. Am văzut. Că mai mult nu se poate, e una. Dar cel nu sunt mulțumit pentru proiectul cu care ați venit astăzi în față, v-am mai spus-o și înainte de ședință unora, e faptul că nu s-a făcut o analiză venind cel, boala mea veche, în care să vadă că se putea totuși de la 1,3, la 1,2, la mai puțin de 1,2 și așa mai departe, la unele, iar altele nu trebuiau reduse. Deci dacă nu s-a făcut o analiză cu impactul scăderii tuturor cap-coadă și cât ar fi însemnat ălea procentual în marea scădere, e treaba, nu-i treaba terminată. Nu știu dacă sunt înțeles în speță. Eu spun următorul lucru. Și altă nemulțumire care este, e generată. Eu acest proiect l-am primit înaintea ședinței precedente. M-am aplecat asupra acestui proiect. Între timp am discutat cu factorii executivului, cu responsabilii executivului la comună. Au promis că scad, că nu știu ce. Mi-au spus că nu pot. Nu s-a făcut o analiză cap-coadă pe fiecare bucățică, poate la unele dintre care dumneavoastră le-ați căzut, acum n-ar fi trebuit. Ar fi trebuit altele. Atâta timp cât nu se face o analiză în amănunt, noi nu ne putem da seama, cu riscul că mă repet, impactul celor două coduri fiscale, și aprobarea de anul 2015 pentru anul 2016 ne pune acum în imposibilitatea să facem o treabă, o despovărare din punct de vedere al impozitului. Și dacă atunci s-a greșit, eu cred, bari cel puțin, am înțeles că s-a recunoscut. Domnii mei, un bolovan odată, dacă e mare și e aruncat într-o baltă, nu mai poate fi scos decât cu foarte greu, dar ăla sub bolovanul ăla e murdărit, stropii s-au făcut, urmele rămân. Iată de ce. De fiecare dată am venit cu rugămintea la dumneavoastră că treburile importante pentru comuna Căiuț nu trebuie să rezolvate pe repede și înainte. Mâine, poi mâine, această proiect cu impozitele taxe, mi-a spus că trebuie să ajungă nu știu unde, așa, după 15, n-ar mai citit. Acum să ne propunem să amânăm ședința, să facem într-adevăr situația așa cum v-am rugat eu frumos, pe fiecare bucățică în parte, analizând impactul, așa, nu știu dacă se mai poate. Mâine, poi mâine, veți veni cu bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Iar nu poate să fie părinte înainte că trebuie să nu știu. Mă repet, din prima ședință, în afară de cea care am depus jurământul, v-am rugat cele trei situații. Păi nu doar că noi am aprobat bugetul de la guvern. Nu avem noi nicio treabă, noi mai facem scenarii. Că și în această foiță cu care ați muncit-o, cred că așa, în aceasta ați făcut scenariul, dar cu total. Iar nu-i făcut scenariul, doamne, ce s-ar fi întâmplat dacă la capitolul impozitabil X s-ar fi scăzut cu atâta, cu atâta, cu atâta. Pac, făceam în Excel formule, dădeam, calculează, avem aparate, acum aparatul scap, nu mai dăm cu abacul. Deci, a
Asta este dorința mea. Nu pot fi împotrivă la taxă și impozit, în schimb ea trebuie calculată corect și luată în calcul toate posibilitățile de scădere a acestui. Lucrul pe care nu îl pot face, acum v-am spus de tine. Mama plecat asupra lui, ar fi foarte multe, ar fi foarte, foarte, foarte multe de spus. În momentul când ne-veți asculta, cel puțin pe mine, că nu pot să-mi permit să vorbesc cu unul colegului. Când mă veți asculta, doamne, dacă vă solicit o situație, nu-i greu de realizat. Nu vrea să o facă nimeni, îmi pune baza de date că doar noi suntem la NASA scris secret, o lucrez eu, vin cu scenarii în fața dumneavoastră, cu propuneri și așa mai departe. Vă mulțumesc. Deci nu aveți făcut nicio propunere, cum ați susținut... Eu am făcut propunere înainte, acum e tardiv de târziu. Nu, vis-a-vis din mărirea sau micșorarea, nu. Deci nu m-ați luat... Potem? Acum se produce critica. Da, nu se produce, nu critica, domnul Cotelea. Critica bugetului, domnule. Nu bugetului, a proiectului de impozitare. A venit eu acum cu... De ce a semnat? Nu e vorba de persoană, așa se numește interne, se critică. Domnul Oteanu, deci în urma dezbaterea tuturor consilierilor, vezi, pot stabili alte lucruri. Da. În afară de propunerea mea, în afară propunerea primarului... A venit eu acum... Dumneavoastră vorbeați de impact. Deci reducerea, că nu e atât de greu. Dumneavoastră spuneți PM calculi, nu. Deci bugetul local acum, ca să înțelegeți, este o oală care se adună banii. Și taxe înainte erau diferite. Dați-mi voie să vă spun. Impactul este clar. Și de ce să nu o recunoaștem? Impactul la ce am propus, de exemplu, de 2,4 miliarde, vă spun clar. Ei, în momentul ăla, când impactul ăsta vine, primarul ca ordonator de credit trebuie să găsească alte surse de finanțare, pentru că vă spun, eu anul trecut ca să... Domnul Oțeanu, o spus la început. Dați-mi să termin un pic, 2 minute și gata de discuție. Astăzi necesitatea primăriei ca să facă, din ce știu de anul trecut, cred că nu s-a mărit, să poată trăi, supraviețui cumva. Nu știu, dacă greșesc, domnul primar mă poate contrazice sau mi-a dat alte cifre, undeva trebuie să se ducă vrând nevrând la 11-12 miliarde buget local, ceea ce înseamnă strângere de bani pe raza teritorială administrativă a comunității. Că mâine se poate întâmpla să nu facă rost, deci buget, un buget care să-i asigure cheltuieli, nu investiții sau altceva. Într-adevăr, eu v-am spus și am motivat. Eu am venit pentru ceea ce am greșit, că am fost cum a fost, ca să reduc taxa. Dumneavoastră, în cadrul ședinței, fiecare poate să discuta și înainte să pune la vot, să poate merge pe o formulă, un consens comun, să votează și toată lumea și asumă. Eu am spus așa, întrebarea dumneavoastră a fost, domnule, și ce propuneți dumneavoastră ordine? Băi, ordine, ce propuneți? Scădere, creștere, undeva? Eu nu am cum să propun o scădere sau o creștere, atâta timp cât nu am în față situația care am solicitat-o, pentru că o comună ar fi trebuit, cu asta ar fi trebuit dumneavoastră în proiect să începeți. Noi, pentru ca să funcționăm, cel puțin în limitele de avarii, să zic, sau al anului trecut, ne trebuie următoarea sumă. Bun, de impozitat sunt în casa asta. În această situație, când ați venit deja cu niște propuneri, să vă învățiți acum în jurul sumei de 600 de milioane scădere, eu vreau să știu dacă acest impact... Eu vreau să știu dacă acest impact de 600 de milioane înseamnă putință sau nu putință ca această căruță să meargă înainte. În condiția în care aș fi avut pe capitole, pe bucățile și scenarii, pe fiecare în parte, cum vine a solicitat eu, mi-aș fi dat posibilitatea acum să propun, doamne, propun scădere pentru că aș fi legislat și eu acasă, așa, e posibil sau nu e posibil, pentru că nu trebuie să fim absurzi. Adică nu putem să propunem ceva care impactul ar fi atât de devastator, năucitor, ca să nu mai meargă căruța înainte. Eu așa am spus. Nu sunt înțeles,
Îmi pare tare rău. Oricât se adună ori miliarde, ori 12 miliarde, căruța fără alte sunt. Bun, haideți că local nu merge. Așa au scris doi consilieri. Să pun la vot. Acum avem două variante. Sau înainte de a se pune la vot, vreau să mai precizez eu câteva lucruri pe care s-au spus, nu s-au spus, sunt clare, nu sunt clare. Da? Deci. S-a pomenit mai înainte că eu, în anul anterior, m-am abținut. M-am abținut la impozitele și taxe. Am fost consilier, viceprimar. M-am abținut la impozitele și taxe. M-am abținut din... M-am abținut dintr-un singur motiv. M-am abținut din, pentru cei 5% majorarea care a fost pusă din partea Consiliului Local. Atunci, în ședința de anul trecut, a fost înțeleasă greșit. Domnul Matei Laurențiu a spus-o într-o altă formă. S-a înțeles greșit și așa s-a mers pe ea. S-a mers greșit. Și vreau ca să fie clar, acea cotă din 0,5%, majorarea de 0,5%, nu mai este acum. Am dat-o jos. Deci nu va fi la nimeni și la nimic. Plus de asta, vreau să le enumere așa pe fiecare în parte unde am făcut scădere și de unde provin cei 633 de milioane cu care o să mergem în deficit față de anul 2016. În 2017. Deci, la poliție locală, de la 450, ne-am dus la 350. La iluminat, de la 450, ne-am dus la 300. La poliție locală, la persoane juridice, de la 100, ne-am dus la 35 de lei. Adică de la 1 milion, la 350 de lei. La iluminat, la persoane juridice, la fel, ne-am dus de la 1 milion, la 350 de lei. Taxa de autorizare firmă, ne-a permite să o ducem la zero. Și am dus-o la zero. În ideea în care orice... După codul mă sunt trei coduri ca care are legea 200 de lei. Propunerea mea e 200 de lei. Acolo avem trei cadre în toată comună. Deci, prin aceste scăderi care le-am făcut, am spus-o și la niște colegi dintre noi de aici, eu garantez că nimeni, absolut niciun cetățean din comuna asta, nu va plăti un cent, un leu mai mult față de anul trecut. Fiecare va plăti mai puțin. La momentul ăsta nu am putut să scad cu mai mult, fiindcă această primărie trebuie să funcționeze. În continuare vrem drum, vrem iluminat. Mă uitam și mă gândeam mai înainte pe situații de urgență. În bugetul anterior nu am avut niciun leu. Nici măcar un leu. Nu putem să funcționăm în felul ăsta. Trebuie să avem, dacă se întâmplă ceva în cursul anului 2017, de unii susții această cheltuială? Aștepți că îți dă Consiliul Județean sau cineva? Poate îți dă, dar poate nu îți dă. Deci asta vreau să înțeleg. Dacă ne permit bugetul, același Consiliu o să fim și la an, cred. Marea majoritate, cum dă Dumnezeu, cum ne rândește pe fiecare. Și dacă ne descurcăm cu această scădere de 6 și ceva de milioane, la anul mai ducem un miliard în jos, nu o să putem. Unii dintre colegi spun, domnule, dă-o la jumătate. Domnule, cum se face așa ceva? Când nu se poate face așa ceva. Atât, am văzut că e punctul ăsta. Nu poate, poate, poate. Inițial nu vreau să mă spun la vot, acum vreau după ce votez să spun de ce mă abțin. Dacă să știe dinainte, mai bine să fac o precizare acum. În mod normal și anul trecut și acum ar trebui să analizăm bine situația și să luăm vederea ceva mai bune pentru cetățeni și pentru comunitate. Să fie spunată bine comunitatea. Deci să fie și taxele mici pentru cetățenii care cu greu îi plătesc și să avem și noi bani la buget să putem face investiții care tot pentru cetățeni. Deci tot va fi pentru cetățeni. Ei bine. Așa cum trebuia să ne înțelegem și anul trecut și acum și să mergem toți pe aceeași linie, unii au profitat de ocazie să-și facă campanie electorală. Deci în momentul când orice faci cu scopul să-ți faci campanie electorală, vă spun că nimeni nu face bine. Deci nu are cum să meargă bine. Dacă nu suntem uniți și mergem toți în aceeași direcție, dacă o ia unul în stânga, unul în dreapta, păcat. Deci chiar vroiam la diverse să vă propun ceva, să mișcăm ceva în mandatul ăsta, pentru că am observat de celelalte mandate, cam la fel s-au procedat, cum am plecat noi, așa au plecat și alții crezători că fac și direct și nu au făcut nimica.
Deci, cu părinții de rău, vă spun, nu-mi place ce văd și ce se întâmplă aici. Deci, votul meu o să fie un abțin. Nu o să fie împotriva, nu o să fie împotriva. Sper să fie ultima dată când fac lucrul ăsta și că vii jos. Mai vrea cineva să-l scrie la cuvânt? Da, mai vreau. Domnul consilier. Domnul primar, dacă suntem presați de timp, de ce a spus așa târziu ședința asta, dacă în 15 trebuie să... Pentru că e o chestiune. Nu știu, vorbesc pe în afara, mă sună cineva. Eu am aici, mi-a dat domnul Florea acum, o situație cu diferențele dintre impozitele de 2016 și ce va fi în 2017. Vreau să vă spun că din ce am văzut eu aici, până la punctul 10 din această listă, nu este nicio diminuare de impozit. Este menținerea eurului 5% și nu puteți să spuneți aici că majorare 0. Păi nu mai aveți la ce puneți majorare. Vă dau exemplu, nu? Dacă cota de impozitare a fost de 5% în 2016 la un hectar de pământ în comuna Căiuț, deci 925 de lei, în 2017 tot 925 de lei. Deci l-ați mai majorat. Dar ați menținut plafonul majorat în 2016. Tot cu aprobarea Consiliului, nu? Nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu. Nu e adevărat? Nu. Păi atunci ce asta ce e? Nu, asta e diminuare. Deci, nu spune... întrebarea mea este, mai aveți timp să vă refaceți treaba asta? Da. Cum? Deci s-o dat jos 5%. De unde să dați 5% dacă era 925 și acum ai tu 925? La 28 de lei, găsim la punctul 6, să zic, la 28 de lei sau... S-a adăugau 5%. Și s-au dat jos așa 5%. Și s-au dat jos aia 5%. Cum e? Dar nu e strâns. Pentru teren arabil zona A, 28 de lei de hectar. Pentru teren arabil zona A, în 2017, 28 de lei la hectar. Dar aici de 28 de lei în 2016 s-a aplicat 5%. Deci era 28 plus 5%. 5% la 28 fac 14 lei, așa, și dați jos de acolo, la 1,40. Așa trebuia scris. Deci majorările de 5% s-au dat jos. Astea sunt făcutile oficiale, îți făcutile din doamna Ierachie. Eu domnul Durlan pentru recunoașterea unei greșelile recunoscute sunt pe jumătate iertate, dar hai să vedem ce facem cu jumătatea cealaltă, domnule. Jumătatea cealaltă e la fel din povărătoare cum a fost în 2016. Într-adevăr, sunt diminuări de impozitare la iluminat, la nu știu ce pe acolo așa, dar la greu, la casă, număr cu număr, nu este nicio scădere. Este domnul profesor. Credea domnul Sotiașa. Chiamă primar. Dacă un cetățean plătea pentru o casă, spre exemplu, 200 de lei impozite în 2016, cât va plăti în 2017? Mai bine simt 5%. Păi puneți aici sumă valorică. Valoric. V-ați rămurit, domnul consilier? Mai e nevoie să doamna... Doamna Ioana, să vă explicăm. Mai e nevoie să doamna Conrad să vă explicăm. La 28 de lei. Domnul Sărbu. S-a plecat 5%. Să ducem o urmă în politoare. 5%. E o cosmetizare. 28 de lei este prevăzut din codul fiscal. Poftim? 28 de lei este prevăzut din codul fiscal pe hectar. Și anul trecut, și anul acesta, și anul viitor. În schimb, 5% e majorarea de impozit. Pe care Consiliul Local poate să... E anul ăsta care se termină acum. Așa, da. Și la anul cât va fi? Nu va fi ăla. Deci nu va mai fi 5%. Cât e prețul acum pe 2016? Minus 5%. Unde scrie minus 5%? Dacă n-ați făcut ăștia bine, nu-i culpa mea, că nu... Domnul, un pic să nu ne-am înțeles de la Consiliul Local poate să facă vină cu soții adiționale.
cotele adiționale care pot să se dea 50%. E clar? E clar? Domnul Florea, m-a zis să luați-o și folosită dumneavoastră. Dacă ai zis că ești la lumina. Nu vreau să... Domnul Florea, un minut, mă rog. Un minut, dacă... Vreau să pun la vot. Am fost că la terenul extraordinar rămânem în continuare cu 5%, deoarece 30% din impozit este achitat de ferma Șervan. Deci nu va fi presiunea fiscală de cetățenie. Dar nu vorbeam de lui. Deci toate reducerile care înseamnă, da, ăia 5% pe care spune că astăzi îi dăm jos și într-adevăr, care a fost propunerea domnului Matei Laurențiu anul trecut la buget, deci la bugetul de anul trecut, ceea ce a însemnat mărire în jur de 4 miliarde de lei, deci aia 5% ar fi însemnat 20.000 de lei. Deci cam asta ar fi impactul. Acum ați vrei și spun, n-am văzut cât e aia, că da, într-adevăr, lucru cum vin cu 60.000 sau când vine impact de 63.000. Îl am împărțit pe numărul de roluri, atenție, incluzând și societățile, că dacă dăm jos ce plătește societățile, e mai mult, se duce undeva o reducere 30 de lei per medie pe rol. Dând societățile, deci e o reducere cam de 20 de lei vis-a-vis de... Păi de n-are, fiecare cum, n-are cum să fie, domnul Durlan, 20 de lei, va fi, că numai de la Iluminat și Poliții Locale sunt 20 de lei. Domnul, nu vă din contrazice, înseamnă că sunteți pregătit. Îmi pare să spun câte roluri agricole are comuna Căriță? Rolul, poziții de rol. Și împărțiți suma pe poziția de rol ca să vedeți ce impact are. Cum vedeți dumneavoastră diferența între 45 de lei și 35 de lei? Care este 10 lei, lei? Care 45 de la poliția locală, la fiecare rol. Eu am făcut o medie la ce reduce sunt la rol agricol, am făcut și am făcut o medie pe rol. Deci altceva nu vreau să spun. Da, este într-adevăr. Mă rog, eu zic că se putea, vorba doar să vă recunosc o greșeală. Deci astăzi, cei care suntem, puteam să se reducă taxele. Asta însemna că executivul să revină din urmă să facă rost de bani din alte. Vreau să zic și eu de înainte de a spune la vot, vreau să spun și eu din două cuvinte. Prin taxe și impozite locale, cred că primăria a urmărit cumva și încurajarea activităților comerciale în comuna Căriță. Dacă observați, s-au luat mult la eliminarea sau chiar eliminarea și reducerea unor autorizații, unor taxe și așa mai departe. Deci cred că s-a avut... 20 de lei și plătești un spațiu 80 de lei. S-au fost și adunat. 20 de metri pătrați. Bun, având în vedere că sunt două propuneri, una pe care a propus-o primăria și una o propunere cu amendament, propun la vot propunerea cu amendament a domnului Duran, adică proiectul să fie, să aprobi cu reducere. Ați avizat o comisie? Nu. Dacă propun, dacă eu ce dai propunere în cadrul Consiliului Local la tax și impozite. Deci să pun la vot amendamentul cu reducerea numai la capitolul la punctul 1 și 2 respectiv la persoane fizice, reducerea impozitului și pe 0, da. Deci cu 0,12% și cu 0,12% respectiv și cu 0,7% la juridici, la cadrul rezidențial. Cine este pentru? 3, 4, 4. Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Deci 4 voturi pentru, 7 împotrivă și 4 abține. Mai e necesar de supus la vot cealaltă variantă? Cealaltă variantă? Variantă cealaltă. Bun. Supun la vot prima variantă, cea propusă de primărie. Executiv. Da. Cine este pentru? Aprobarea proiectului așa în forma care a fost propus de executiv. 3, 4, 6, 7, 8. 8 pentru? Împotrivă? Nu, împotrivă nu.
S-a ține? S-a ține? Să vă consinez cu dumneavoastră. Domnul Matei, domnul Ordea, domnul Ordea. Dar l-a făcut că mă primesc. N-am fost anul trecut ca să fiu de acord, nici anul ăsta nu pot. Mă înțelegeți? Da. Și aici au fost? Băiți, au fost? Nu știu eu, dacă nu știu eu așa. Asta e părerea mea. Dar n-a fost, a fost, a fost. Nu-i problemă. Un pic, vă rog să vă semnesc. Că ați fost pentru acolo. Și pentru tax. Domnul Roșcan. Domnul Roșcan. Domnul Roșcan. Domnul Roșcan. Domnul Roșcan. Și 6 aprilie. Putem continua? Sigur. Da, trecem la următorul punct din ordinea de zi, la punctul 3. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori. Dacă sunt scris eu la cuvânt, dar din acest punct, proiect de hotărâre. Deci, s-a scris la cuvânt domnul profesor Silu. O să mai fie altcineva? Domnul consiliar, v-ați răspuns. Asta e propunerea executivului ca trei persoane cu niște debite variabile să fie absolviți de... Să trec într-un cont separat. Și se activează când vor să vândă sau să facă altceva, până au surse de plată. Eu însă am înțeles că nu pot fi absolvit, dar întrebarea era asta. Nu puteți să le transformați sumele astea în ore muncă și să-i treceți la 416 să presteze? Fără hotărârea asta nu se poate. Cum? Fără hotărârea asta de trecere în insolvabilitate nu se poate trece la pasul următor. Sunt de acord cu, da, să dați-mi și prelungirea când inițiativele astea. Chiar așa îi absolvim și nu le mai cere nimica? O instanță poate stabili. Cum? O instanță poate stabili. O instanță poate stabili dacă transformă aia de aia. Adică eu o hotărâre de judecătorie. Atunci poate să se transforme în... La doi sunt sumele mici, la unul e de mult. Spuneți-vă să stai pe două de șansă. Să fac dosarele astea, le putem înainta la instanță ca să ne transforme în ori de muncă folosit. Dacă și finalizați ceea ce spuneți, asta va fi foarte mic pentru comun. Da? Bine. Alta mulțumesc. Bun, de când să mai schimbăm la cuvânt, până spre aprobare proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori. Cine este pentru? Nici mai caut să mai... Împotrivă... Poate fi cineva care nu a fost clar. Poate mulți mai fi împotrivă. Dacă s-a fost pierdut. Ești cineva împotrivă? S-a abține? Nu. Cum mi-ați greșit? Cum mi-ați greșit la proiectul X3? Deci mai departe la punctul 4 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Dacă doriți cineva să înscrie la cuvânt. Dacă nu sunt înscrie la cuvânt, domnul consilier Durlan, mă rog. Ce vrei, domnul Părere? L-am discutat înainte și singurul proiect care a fost total de acord a fost ăsta. Dacă discut înseamnă că nu sunt de acord, stai să vezi votul. Deci, eu acum chiar vreau să vă dau, dar dacă mă dă de... No, deci, sincer, am luat cuvântul. Este păcat să nu discutați pe o rectificare bugetară punctual și să vedeți ce se face. Poate ați citit, dar e bine să dezbate tot ce proiect, tot ce investiții, ca să știți
sau unii chiar să aveți habar. Când vă mai întreabă lumea, băi, unde s-au dus banii, ce să faci cu ei? De asta, că orice punct vine dezbătut. Că dacă întreb acum 2-3 dintre dumneavoastră ce au dus, unde au dus, nu fie cu iertare. Da. Salut inițiativa domnului primar că a reușit să aducă bani. A zis că mai aduce. Să dea Dumnezeu să facă tot ce își propune aici. Dar, încă o dată, vă spun ce am mai spus și mă repet. Încercați, că vă sunt foarte mulți inițiativă la care lucrați. Să nu se cadă în timp un paradox în care facem 10-12 SF-uri, să prindeți 2-3 lucrări și sumele de SF-uri să se centralizeze în alea două investiții. Deci, eu cred că indiferent cine va fi primar, că noi, că susțin acum pe cineva, că a spus domnul consilier Matei înainte, că a fost că ăla n-a făcut nimic, să începe să vede că nu se face nimic, nu e adevărat. Eu, nu că am fost eu primar, eu recunosc și greșeli și bunii. A făcut și domnul Dănil, a făcut și domnul Rogoza înainte, chiar dacă e monumentul la care se vede, e făcut de Rogoza. Știm că l-a făcut Rogoza. Niște lucrări care le-a făcut și Dănil, sunt multe care le-am făcut și eu. Sunt niște inițiative care sunt plecate de actuala conducerii să le fac. Nu, trebuie să încurajăm. Acolo unde se vede că vrea să facă ceva, să facă pentru cetățeni din comună, lucrurile sunt bune. Văd că ați prins și bani aici la drumul de la Căiuțat și făcut de în urmă. E bine că s-a stins conflictul și se poate rezolva situația. Acum întrebarea mea este, contractul continuați? Dacă vedeți, dacă se pune, nu știu. Dar asta vreau. Vreau să continuăm, normal. Văd că o să rămâneți din ce văd eu câteva bani în fondul de rulment. Dacă vă mai vine și vă rectificare câteva miliarde. Mi-a venit deja, vreau să vă propun, dar asta... Da, da, o propun, dar trebuie să știm unde o duci. Da, și de-aia o să... Cum vă cade bine să ne întâlnim iarăși în viață? 100 de miliarde. Da, e bun. Dacă nu îi lăsați undeva, vedeți un fond de urmea care vă permite să vă duceți pe investiții. Da, eu atât m-am uitat, mă uitam aici dacă ar mai prins ceva la dispensar, suntem la lucrarea aia, dar este opinia mea asta. Bun, întrebare și domnul consilier Matei. Da, domnul consilier, n-am spus că dumneavoastră n-ați făcut nimic sau cu actualul primar nu face nimic, am spus cu totul altceva. Am spus că nu există unitate și nu există unitate, nu se face nimic. Dacă am înțeles greșit, îmi cer scuze. Da, bun. Așa deci, dacă am înțeles greșit, îmi cer scuze și... Mai dorește cineva să ia cuvântul pe baza acestui proiect de hotărâri? Nu. Deci, supunem la spre aprobare proiectul numărul 4, proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 15 vă ducem. Bun. Trecem la următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi, la diverse. Cine dorește să scrie? La diverse. Vreți să încep tot eu? Încep. Vă facem la mână. Deci vreau... Eu vreau să spun ceva, dacă se poate să încep. Domnul Matei, dacă iau cuvântul, înseamnă că sunt implicat în munca comunității. De-aia m-au trimis oamenii. Deci s-a scris până acum domnul primar, domnul consilier Durlan. S-a mai scris cineva? Nu. Dăm cuvântul domnului primar. Domnule colegi, după cum știți, la ședința anterioară am lipsit. Astea sunt problemele mari și oameni, probleme personale. Ce vreau să spun și să vă, nu să vă atrag atenție. Discutăm ca într-o familie și vreau să fim o familie. Nu-mi place atitudinea din Consiliu vis-a-vis de dușmănii și de răutate. Domnule, noi am venit aici și am jurat pe Biblie. Dușmănia este din altă parte, nu este de colaborarea, înțelegerea, discuțiile bune, nu pe la mărge, nu pe la colțul, alea nu duc la nimic, nu. Eu nu am venit și nu țin cu dinții să fac unui proiect de hotărâri și să treacă neapărat că sunt proiectele hotărâri al Orândarului. Orândarul nu-și face proiecte hotărâri pentru el. Vreau să fie
o colaborare cum ar trebui să fie normală, că așa o văd. Nu cu dușmănii, nu cu acă, ăla vrea să facă aia și de aia, ăla că nu vrea să facă de aia, aia că... Mă repet, fiecare dintre noi am jurat pe Biblie, nu pe altceva. Partea asta negativă a lucrurilor vine din partea aia. Bă, armonie, dragoste, înțelegeri, bă, hai să facem aia, hai să facem aia, hai să ne înțelegem. E liber, domnul Orheanu a venit de ultimele două ședințe la mine, am făcut o colaborare pe cât se poate, din bună zic eu până acum cu el. Și o facem cu dorit cu fiecare dintre noastre. Și sunt dispus la colaborare, la înțelegeri, la vorbe bune, la vorbe frumoase. Să știți că de la mine nu o să aveți niciodată reproșuri și dușmănie. Eu nu mă dușmănesc cu nimeni și nici nu mă pot gândi la așa ceva. Rău nu-l vreau absolut la nimeni. Nu-i normal și nu-i corect ca să, bă, că ăla vrea să fac aia. Până nu și spune-i voastră, bă, ce vreau să fac eu? Vreau să fac ceva rău? Bă, nu-l înțelegem, să fie exact așa cum trebuie să fie. După cum ați văzut, nu m-am... Fiecare dintre noi suntem în spate timpul la câte un partid, la câte un chestie. Nu m-am implicat, nu am orgolii, nu aia. Că stau de vorbă cu ăla de la PMP, că stau de vorbă cu ăla de la PNL, că de ce faci aia, de ce faci celălalt? Nu. De la, deci, sau că eu impun că gata, PSD-ul, vezi, PSD-iștii fac nu știu ce. Nu există la așa ceva. Dacă se poate, deci cu oricare dintre noastre, chiar și... Vreau să vină să mi se atragă atenția. Băi, vezi că faci bine acolo. Vezi că aici am te duci și e rău. Vezi că e așa. Da, haideți să vorbim cu plăcut. Nu-mi place deloc dușmânia și răutatea care se face pe la cost. Am zis că nu fac, că seamănă ca o morală, așa. Ca o... Dar o aveam de... N-am fost aici la ședința cealaltă. Băi, de mine, îmi duci ori în darul. Grădinița la Pupen, că el e din satul ăla și de ce duce grădinița la Pupen? Da, nu, nu te partim. Era singurul loc unde aveam dezmembrare și intabulare. Nu s-a putut, nu s-a vrut, poate nu așa, și eu zic că greșit acum. Nu m-am făcut destul de înțeles. Nu s-a știut, poate, chestia. Dar asta nu înseamnă că eu am făcut-o cu dușmănie, cu răutate. De la mine nu o să vedeți așa ceva. Mai faceți precizarea cu o rectificare, când își vin niște bani, ați vrut să sunt... Da, dacă sunteți de acord, o să fac raportul acum, doamna contabilă, și rămân în continuare și aprobăm o rectificare din miliard, care ne vine la Consiliul Județean. Dacă nu, o să ne întâlnim într-o altă ședință... Pentru ce? Deci, Consiliul Județean... Ne stăm niște bani, da. Pentru ce? O să fie împărțiți pe drumul, pe iar, pe aia. E bine de schimbut, adică eu propun să nu o ridicăm până acum, am crederea... Deci, eu vă arăt, acum au ajuns pe fax. Acum, o oră, ședința la Consiliul Județean a fost astăzi. Da. Facem o pauză și revenim. Cum decideți dumneavoastră? Da, nu. Rectificarea înseamnă că nu știu, bani trebuie să ne partizați cu ceva. Noi obligatorii rămân în fondul de lume. Nu rămân, nu rămân în fondul de lume. Nu rămân, n-ai voie. N-au voie. Ce se întâmplă? Altceva vreau să vă menționez. Au venit banii care i-am rectificat astăzi, care au venit de la finanțe. Au venit ăștia. Îmi doresc și vreau și cred că și dumneavoastră același lucru. Să încep în 2017, frumos și de la zero. Cu ăștia vreau să-mi închid absolut, efectiv, să închidă cât posibil. Sper să pot să închid aproape pe zero tot ce este din urmă și tot ce este datorie. Așa am fost învățat și acasă. Nu mi-a plăcut să le duc așa din urmă și să umblu din datorie în datorie. Chiar dacă fac mai puține, dar să le facem cum trebuie. Deci, în consecință, vreau să faci o nouă rectificare de buget ca să spun o tema locală. Dacă sunteți de acord, o să supuneți la vot. Dacă vreți supuneți la vot, ne-ai zi. Facem o pauză, da. Eu o dau la doamna contactă. Da, decât să vă dau, mai vin într-o locă. Deci, mai discutăm, mai vot, mai discutăm. Păi, umiliați. Deci, propun la vot, suplimentarea ordine de zi, pentru alocarea... Dacă se mai discută la diverse postări de ori, că doar știu unde puși ani. Și puteți să o defalcați acum, asuma asta? Da, da. Păi, tot ce facem o pauză, da? Nu, da. Aveți diverse. Deci, supunem la vot, suplimentarea ordine de zi... Să mă duc în zi, la vot. Modificarea asta.
Comodificarea privind suplimentarea de buget, da. Da. Cine este pentru suplimentare? Împotrivă? S-a abținut? Deci luăm o pauză de 50 minute. Nu, dar se vede. Da, discută la diversă. Ah, mai discută la diversă. Mergem la domnul primar. Deci are cuvântul domnul... Doar la diversă nu e... Domnul Dulan, aveți cuvântul la diversă. Da, stați cu venele, domnul primar, că mă... Atunci luăm o pauză. Un lucru care vreau să spun la diversă. Este domnul viceprimar și e. Eu când eram primar, la un moment dat, într-o ședință de consiliu, am fost o hotărâre prin care se interzicea comerțul stradal datorită unei unei adrese primite de la garda financiară la momentul respectiv, prin care se spuneau că, într-adevăr, cei care vând stradal fac nu știu câte evaziune și mai știu eu ce. La un moment dat, datorită presiunii populației, la vreo două, trei luni a revenit la această situație și am zis, domnule, nu-i nimic rău, că vin de părâță, vin de păină, ce duce la om. Paradoxal e, nu că eu, soția este și agent economic și cred că mai sunt mulți care sunt agenți economici, dar este, astăzi ce am văzut ieri, deci și încă o dată, repet, nu sunt împotrivă că duce niște făină, țărâță sau duce ceva unde duc la partea omului, cu toate că nu este pe lege așa ceva. Se întâmplă la noi și încă 3-4 comune. Și nu vreau să spun ce presiune am avut din alte sfere pentru a lăsa acea mașină să-și desfășoare activitatea. Dar este un magazin ambulant. Iar toți cei care au comerț pe raza comunei, trebuie să plătească impozite la primărie pe spațiile care le au de 10 de milioane, trebuie să plătească salariați și impozite la primărie, că din pot aia de impozite la salarii, 40% vine la primărie, iese pe raza comunei, iar vine acea mașină care, dacă ar fi vândut, poate tărâță și făină. Și aia nu este legal ceea ce face. Astăzi vinde ulei, zahăr, făină, cartofi, ceapă... Și taxă plătești, da. Dați-mi voi să vă spun, 70 de lei pe zi. Tărâță, făină, nu mai spune. Deci omul nu s-a mai limitat. Deci este un magazin ambulant. Păi, fraților, eu unul vă spun că asta am să fac și eu de mâine. Îmi iau o mașină, o încarc și mă duc din poartă în poartă. Am să duc și pâine, că am înțeles mai nou, mai vine și cu pâine. Orice. Deci, orice. Deci, nu se poate. Deci, undeva, eu oricum, să știți că o să fac o sesizare scrisă la administrația locală și o să trebuiască să iau măsură. Am zis, nu sunt împotrivă că vin de tărâță sau făină, sau, dar ca să devin comerciant ambulant, să vin toate produsele. Dar oare chiar nu-i vede nimeni? Dar eu mi-aduc aminte, eram... Nu se poate iniția un proiect? Ba da, tocmai se poate iniția. Poliții, da, da. E poliție locală, să vadă, verifici. Băi, pentru ce te lași comerț ambulant? Cu toate că este cu semnul întrebării. Că iau 70 de lei la unul, practic că l-autorizez să duce pe rândul unde vrea, cum vrea. Că ne-am dat voie să stabiliți 4 locuri în comună, punctuale. Nu o să respectă nimic. Cu tăruța și cu băina a trebuit... Da, este normal să ajungă la unii bătrâni se deplasează mai greu. Eu n-am zis, dar... Dar cu ulei aveți dreptate. Dar nu mai ulei e costel. Hai să spun, băi, una e că nu, eu poate nu vând tărâță. Nu poți să ai bătrâne sacul spinare de tărâță sau cu... Are și eu un pot. Este într-adevăr. Să ducă, dar când îi dai nou omului o mână, dar v-am zis, reține, sunt 4-5 comuni în care se permite așa ceva. În rest, uitați-vă pe lege că nu este voie. Nu e voie. Nu dăm bon fiscal, nu dăm... A doua greșeală care ați făcut-o. Da. Am revenit la presiunea oamenilor, dar la ea. Și la alte presiuni, ce vreți să vă spun. Nu-i posibil, acolo când spun nu să stricați și prin vremea mea. Dar veniți acolo să vedeți. V-am distrus băncile. Băi, înainte era un polițist local care era pe mâine pe aici în bătea. Era un stâlp de iluminat frumos acolo. M-am certat cu ăsta să-l omor, să nu mai pună lemne acolo. Care unde? I-am încheriat căminul, dar nu și curtea și magazia și tot. A dispărut și stâlpul ăla de iluminat. Băi, nici o să mai dispară. Deci aici mi-a dat aminte și jucau și în fotbal, supravegheați acum și tineretul a venit să plânge că nu trebuie să da acces în putere.
Știți ce înseamnă? Că nu i-am învățat, dar poți să-i învăț, ia semnați 40 de ani și faceți o sesizare la fonduri europene, vedeți cum ia banii înapoi. Dar nu aveți de unde. Cine joacă pe teren, vă spun eu. Era bine să lăsăm cu o taxă din chirierea domeniului public. Atunci strângeau și bani. N-ați spus că nu se poate închiria, nu se poate percepe taxă 5 ani de zile? Domnul profesor, spus că nu se poate percepe taxă la care am renunțat pentru fotbal sau utilizare teren. Dar este domeniul public. Pentru utilizarea domeniului public este taxă locală. Da. Trebuie bine. Deci este schimbată forma. Se tăia chitanță. Dacă poate să spun eu care încasa, încasa 50 de lei, erau 10 și jucau 12, dar nu cred că își permitea un polițist local să ia 10 lei, că lumea vorbește și îi face în buzunar. Dacă și-au fi permis, pe cheltuiala lui. Mai vrea cineva să scrie la vot, domnul Matei. Dar mai dorește domnul Matei, vă spune domnul primar. Bun. Dar dacă mai dorează... Nu mai vrea să spun ceva, dar tot așa să fie domnul primar. Că atunci hai să facem o pauză de 5 minute. Da, domnule, stabilește, se cer în ședința de Consiliu, un raport de activitate cu poliției locale, un raport de activitate cu ultimele 12 luni, care se conțină anexe cu grafici, contravenții și așa mai departe tot ce e acolo. Așteptăm la următoarea ședință ordinară să ne prezinte acest raport de activitate. Deci o lume comun, orice care se fac, cred că un comun pentru toți polițiștii. Da, ai cuvântul domnul consilier Mărcuț. Da, domnul primar și viceprimar și stimat consilier. Am fost în campania electorală ziua din fapt la secție de votare și am constatat că în majoritatea școlilor plouă. Imposibil ca următoarea votare să nu avem unii votați. Vrâncet, Hârtiu, Păștea, plouă, domnul Sărbăfos, nu nimic, nu? Subscriu. Atât, mulțumesc. Bun. Are cuvânt domnul consilier Roșcan. La propunerea domnului consilier Matei Laurențiu, vin cu următoarea întrebare. Pentru ca poliția locală să desfășoare activitatea într-un cadru cât de cât un cadru legal, eu consider că trebuie să vedem dacă în trecut a avut un plan de ordine și siguranță publică întocmit, dacă nu, să ne îngrijim după acum ca acest plan de ordine și siguranță publică să fie întocmit din timp, termenul ar fi pentru primăvara anului viitor, de regulă, dar întrebarea pe care eu mi-o pun, nu știu, vă întreb dacă, pe lângă comisiile de economică, pe lângă comisia juridică, este constituită o comisie la nivelul Consiliului Local cu această problematică a ordinii și siguranței publice. Dacă nu este constituită, acel plan de ordine și siguranță publică nu are cum să fie întocmit, pentru că el trebuie să fie la propunerea Comisiei de Ordine și Siguranță Publică. Deci ca să intrăm în cadrul legal și iar să nu mai facem treaba părerea și înainte, este necesar ca după acum să gândim la aceste chestiuni. Și după aia, deci noi acum să nu mai spunem că regulamentul de funcționare a unui consiliu, spune domnule, periodic se analizează și această situație cu care a venit domnul consilier Laurențiu Matei. Nu mai spunem că și alte... juridică, nu eu, personal. Așa, dar ea trebuie să aibă în atribuțiuni această chestiune. Deci, comisia, dacă are comisia juridică, dacă s-a stabilit sau nu s-a stabilit, pentru ca să fie întocmit acest plan de ordine și siguranță publică. Cât despre analize, sunt foarte de acord să se facă, pentru că nu sunt supărat cu spreiere, dar doamne, trebuie să constatăm că, nu știu dacă au vreun azimut dumneavoastră în cele mai multe cazuri. Mie mi-a fost dat să văd și în perioada trecută, la alegerile locale, mașinile și dumneavoastră făceau campanie electorală fără tobe și trompete și câte și mai câte. Haideți să intrăm un pic în rând și cu acest aspect. Cred despre noi replică,
că sunteți, a fost indignat că, și v-ați anunțat că a lipsit și că acea grădiniță ar fi păcat că s-a pierdut și că nu s-a aprobat atunci, domnule primar, vă fac și dumneavoastră cunoscut, ați lipsit. În schimb, de la mine a plecat acea reținere, a plecat iar pentru faptul că documentația a fost incompletă, nelămuritoare, din toate punctele de vedere. Atâta timp cât vă veți prezenta cu proiecte pentru care le puneți în fața noastră să le aprobăm, întocmite și justificate din punct de vedere al necesității, oportunități și câte alte probleme, nu are nimeni, cred că, să fie, nu dorește să fie contra împotrivă și mai departe. Vă mulțumesc! Mai dorești cineva să aprobă? Domnul Sărbătă. Și eu sunt de acord, subscriu la propunerea domnului Bocheanu, se simte mai simplu așa. Domnule, dumneavoastră un regim militar, nu? Militaria trebuie coborâtă din pot cu băieții ăștia. Ori fac poliție locală, ori fac staționare în primărie și își completează nu știu ce rebusuri pe acolo. Știu că la armată, de la doi inși în sus, unui șef. Câți polițiști aveți în subordine aici? Patru. Care e șeful lor? Cum? Nu avem voie. Nu e voie să nu fie. Cum să nu fie? Există regulament. Ei au un regulament cadru. Există regulament. Dați-mi voie să vă spun. Regulamentul cadru spune, poate să fie un șef la poliția locală în momentul când are minim 5 angajați. Oricum și eu vreau să spun, eu la ceea ce spune domnul Matei, iar cu poliția locală aș veni cu o propunere, dacă vreți face și un proiect de hotărâre venit din partea noastră, la lunar, la două luni, să prezinte Consiliul Local un raport de activitate. Să-și facă efectiv, am spus-o și data trecută, fără să supăr pe nimeni din executiv, tu nu văd de ce. Poliția locală, v-a zis și eu am avut la cunii, dacă eu le-am avut și să nu le aibă, să facă treaba de poliție locală. Gândiți-vă ultima sâmbătă și lumea de platic, au fost două devastări mari. Una la Pecu, nu că se duc și bagă, și una la Iulian. Și votară. Păi, dar dacă poliția trecea, mai vedea, îi mai vede lumea. A intervenit poliția acolo. Știți că vreau să-i dau o replică, domnul primar, dacă Erica a plecat, domnul Chian. Domnul primar, să știți că, nu știu, poate mai fost discuții, poate și eu am vorbit, sau altul, nu cred că există dușmănie sau răutate între noi și dumneavoastră. Poate sunt momente când nu-i totul pe aceeași ordine. Dar și dumneavoastră, dovadă mai mare de deschiderii, mai țineți cont din propunerile consilierilor, de-aia este în Consiliu, că deocamdată nu încerca nimic să fac celulii sau să facă, să treacă, să nu treacă un proiect de hotărâri, fiecare a aprobat sau a susținut conform conștiinței. Dar cred în toată situația asta și vreau să dați un pic de deschidere mai mare și să vă țineți de cuvânt ceea ce vorbiți cu noi. Să spună cine nu are deschidere, să vedem. Cu cine a fost respins? Eu v-am zis, e părerea mea, nu trebuie să spunem. Iar vis-a-vis de cine a spus, da, într-adevăr. Câte ani sunt din atunci din face Dojani. Analizați situația din clip, poate și noi mai suntem răutăcioși, noi mai discutăm, dar asta e politica. Nu poate să vină toată lumea să vă aplaude și să spună ce a făcut domnul primar, ok, totul e bine. Și interesul
comun este ca comuna să meargă bine și să facă ceva. Dacă face bine, trebuie aplaudat. Dacă face rău, îl criticăm. Îmi dați voie să termin și eu ideea? Da. Ei, mulțumesc. Domnul primar, am fost cu domnul Mărcuț peste, pe la toate secțiile de votare. Vreau să vă spun că sistemul de afișare este oribil în comuna Peix. Vor mai veni campanii electorale. Haideți să facem ceva unitar în comuna asta, ceva frumos, civilizat, plecând chiar de aici, de la intrare în primărie, un sistem de afișare, să nu mai fie pe toate geamurile, nici nu poți să intri în nodul. Nu vezi cine e dincolo de ușă, domnule, din cauza anunțurilor și afișelor care sunt pe geamuri aici. Nu mai spun că insist în continuare ca în 2017, și asta o spun în favoarea dumneavoastră, vă ajută pe dumneavoastră, pe primărie și pe noi consilierii, să vă puneți la vedere ca alegător, cetățeanul, să vadă ce vreți să faceți în 2017. Drumul la Căiuți, viaductul la Hildiu, școală, asta cum spune, modernizare la școală și așa mai departe, etc. 1, 2, haideți să punem 1, 2, 3, 4 mari priorități, le punem în operă și cum am terminat una, am dăiat-o. Așa ne întindem pe multe și multe, multe inițiative și nu le facem, ne scăpăm cu alea importante. A doua problemă, v-am spus data trecută, nu erați dumneavoastră aici, am spus domnului viceprimar și am văzut din nou acum, duminică, la excursia asta prin... Domnule, au școlile niște buduși, niște lemne, că nici cu drujba cred că nu le mai poți despica, dar să le mai și... adică să le tai, să le crepe. Ajutați, domnule, cu 416, cu oameni mai goliți să ducă să... uitați, o nins acum. Stau lemnele afară. Când se mai usucă lemnele astea? Cu ce lemne fac școlile? Mai sunt două săptămâni de școală. În ianuarie o să vină și o să le caute pe sub zăpadă lemnele ca să facă foc. Și încă o problemă. O problemă mă interesează și aș vrea cu, cum să spun eu, să se și rezolve problema aceasta. Spunem de implicarea polițistului comunal local în treburile de ordine și siguranță. Dar ce salarii au băieții ăștia aici la primărie? Sunt pe grade profesionale, pe grade militare, pe pregătire medie și superioară. Cum sunt ei salarizați? Că eu îi aud mereu că nu au bani de pâine. Acum, nu știu de care pâine mănâncă. Firmul Antoneta, regina Franței, când a spus... Poporul a frămânzit, nu mai are pâine. Se mănânce cozonac, a spus asta. Probabil mănâncă cozonac. Deci, asta este. Și vis-a-vis de acești patru polițiști, probabil că o să completați cu cinci ca să aveți o echipă așa, mă interesează cum sunt salarizați oamenii ăștia din subornea dumneavoastră, domnule. Grila de salarizare este efectivă în 30. De unde vine grila de salarizare? Eu am citit în 216 că noi, consilieri, adică legislativul ăsta comunii, poate dispune de anumite corecții, de anumite acordări, de facilități. Nu putem să... Păi, țineți oameni cu studii superioare cu 1100 de lei, cu 1200 de lei? Nu există niciun fel de gândire. Pe ăla de la guvern, pe ministrul finanțelor, îl interesează ce salari are, nu știu ce, economist de la primărie din Căius? Nu-i de competența noastră? Grile pe vechime, pe studii, pe trepte, pe categorii profesionale. Nu putem. Nu? De ce? Sunt oameni băi, deci ne încadrăm exact așa cu impăiți dintr-o grilă. De atât... Păi și unde-s grilele astea? Hai să le studiem, să vedem. La organigram o să... atunci o să le discutăm. Dar voi să mă răspund? Cum? Domnul consilier, deci salarizarea poliției locale se face în baza legii salarizării care este din anul 2006.
Deci, în legea salarizării, deci se merge cu salariul de bază care se pune, se aplică toate sporului. Iar dacă depășește salariul minim pe economie, nu-i se aplică salariul. De asta, că dacă lor astăzi ar fi fost plătiți, nu știu, o să vă spună și Ramona, dar din ce rețin eu, cu salariul minim pe economie, cu norma de hrană și cu sporurile care le aveau, se duceau sigur undeva la 16-17, poate chiar 18 milioane. Ori lor, ca și la șoferi de altfel, care au 9 milioane și ceva, deci sunt cu grilele de salarizare foarte jos, mai având un spor de noapte, nu știu ce mai au, depășesc salariul minim pe economie, că aici e prostia, spune, dă-i minimul pe economie, păi de ce nu-i dai? Nu-i dă pentru că legea salarizării prost făcută a funcționarul public și a contractual care sunt, nu permite acest lucru. E o formulă de calcul și din cauza asta, dânsii au, una era să avut 12.500.000, avea sporul din noapte, sporul din vechime 25.50. Ducea 18-20 milioane, mai ia 5 milioane sporul de hrană. Deci gândiți-vă, ei ia 12 sau 14 milioane cu cei 5 milioane sporul de hrană. Fără acest spor de hrană, poliția locală era cu 6.800.000 și 7.800.000. 8. Deci aici se nuntă nu vremea, iar noi nu putem modifica. Să tot promite să spune că se umblă la legea salarizării din... Mi-a crescut mie barbă. Când sunt primar și nu s-a făcut nimic. Deci de asta au salarii foarte mici. Că dacă vă uitați, are și au dreptate muncitorul, salariat, ăla ia mai mult ca un polițist local. De ce să nu fie realiști? Sau pază cu din noapte, poate să-l zice mai mult. Prin grija celor care au câștigat alegerile parlamentare, salariul minim acolo va fi 1450. Dar dacă nu schimbă legea salarizării la funcționarii publici, tot fi legea salarizării. Eu cred că legea e caducă, domnule, dacă spus în 2007, din 2007, câte corecții la salarizare s-au făcut până acum? Și numai administrația publică a rămas cenușărească? Da. Au prins mările atunci, când 20% odată, foarte puțin, dar nu s-au aplicat la toată lumea. Dar sunt privat tot pe economie. Eu altceva... Da, e minim pe economie, eu îi dau minim pe economie, dar va veni legea salarizării care o să vedeți, l-am angajat afis, dacă l-a prins afis, sunt descrit afis de 16.800.000 de lei. De felul cum îi stimulăm, cum îi apreciezi pe oameni ăștia? Nu îl angajez 4 ore? Păi ce să-i fac? De felul cum... Ai cuvântul, domnul Orcheanu. Nu. De felul cum îi salarizăm pe oameni ăștia, așa avem și calitatea muncilor. Discuții libere. Vreau să vă spun ceva vis-a-vis de ce a observat domnul Mărcuț și cu domnul Sârbu Duminic. Știu problema. Tocmai de aia, la ședința anterioară, trebuie să uităm de celelalte sate din comuna. Nu putem concentra, n-am nimic cu căruți. Putem concentra tot la Crăiuț. Trebuie și transformator, curent la Pralea. Domnul primar, dacă ați trebuie vede, și școală întreținută la Vidar. Să reașez 15-20 de țigli, ci câți bani trebuie? Să reașez 15-20 de țigli. Da, e scăzut, îți bate de vânt. De sus, nu-i dă urmat. Sau oare țiglele au căzut așa? Lipurile lor și cad iar, că-i putre de tricla, că-i putre de căpior. Nu credeți, domnul Mărcuț, că la școala la Vrânceni nu s-a făcut verificare. Întrebați-l pe domnul Vici, că a fost... Dar pentru 20 țigle stimă, că dacă vedeți, domnul primar. Domnul primar. Deci nu vreau să intru în dialog cu tine. Dar școala de la Boiști și de la Vrânceni este verificată la acoperiș. Nu ai ce să schimbi, că nu ai pe ce să pui țigla. E putre de căpriorul, e putre de ricla. Domnul primar, a putut să facă așa. Pentru a discuție, dar vă spuneți, m-am rugat un lucru. Dați odată la acestui consiliu local inventarul cu mobilii, imobilii, cu virani, terenuri și așa mai departe a comunei. Aici este simplu de la vorbim cu doamna Ioana și mi-l dă domeniul să-l facă inventar ca să vedeți domeniul public și privat al comunei. Domnul Duran, am rugăminte. Nu am trecut niciodată peste vorbe de dumneavoastră. Dar dacă vă rețin de problemă. Dar nu-i corect, nu-i... Aș da dovadă cu civilitate. Problema se pune în felul următor. Dați odată acest inventar. Ne apucăm și gândim fiecare pe loc atunci. Sau acasă, când avem timp să gândim. Să dăm utilitate acestor spații, pentru că a întreba doar cheltuieli cu întreținere, cu reparații, nu mi se pare economică gândirea. În atare situații, gândim și să le dăm utilități, că
servicii sociale, culturale, un cabinet, favorizăm, ușurăm o activitate din comuna asta, atunci ne vom putea și permite, probabil, să investim cu reparația și cu întreținerea lor. Așa, ziceți dumneavoastră, domne, că trebuie. Păi, o fi, iertau la altul, o fi la altul, doar nu cred în întreținere. E adevărat. Haideți să luăm inventarul și în limita posibilităților să dăm utilitate acestor spații, pentru că de multe ori, în afară de uzur moral, este uzura fizică, dacă ea nu este... E una ca să fie o activitate acolo, se vede caza cu un pic. Când a plouat și s-a căzut tot tavanul, atunci e târziu. Domnul Ocean, chiar dacă nu are utilitate, așa, un spațiu într-un sat care îi rămâne singurul spațiu public, cum este școala de la Boiște, chiar dacă nu are, nu se cade să-l desfințăm. Nu se cade să-l lăsăm în paracet. Să te spune, acum. De tot da, trebuie întreținut. Este singura instituție din satul respectiv. Dar e mai important să-i utilitate, domnul. Domnul primar, eu n-am zis că... Mă băgați cu mici bine. Deci eu n-am spus că să-l desfințați. Din contră, îi dăm utilitate și prin darea utilității atunci este și mai ușoară o întreținere. Păi da, avizul inspectoratului școlar, nu putem să dăm nicio utilitate la nicio clădire. Dar s-a încercat să se ceară un aviz? Este păcat să ne trezim la Boiște, că nu mai avem unde, chiar dacă din 2 în 2 ani, din 3 în 3 ani, din 4 în 4, nu mai ai unde să... Poftim să mergi la votare, dar faci o acțiune acolo, este păcat să se distrugă. Păi ce te-am spus, domnule? La Vâncen, la fel. La Mărgeni s-a mai reglat acum un pic, scopii mai mult, s-a mai putut într-o sală din clasă. E ok. Deci, nu putem... Mi-ați luat cuvântul. Ce vreau să spun de vis-a-vis, nu putem să concentrăm toate investițiile în centru. Trebuie să ne gândim un pic și la satele din jur. Nu putem, ce vă spuneam, trebuie până la Praga, trebuie drumul la Hâltiu, da? Trebuie drumul și la Florești, trebuie și la Băiște. Nu putem, facem și în centru, ducem o pondere de 70%, cum putem, 60% spre centru, dar trebuie să avem grijă și de restul, toată comuna este noastră. Ați spus altceva.